Să deschidem cuvântul Dumnezeu la Matei 28, de la versetul 16 la 20. Matei 28, de la 16 la 20. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că o să încuvânt toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem în perioada de după înviere, între înviere și înălțare. Dimineața s-a vorbit de arătarea lui Iisus la Marea Galilei. Acum am citit despre arătarea lui Iisus la Muntele Galilei. Trecem de la mare la munte. Frumos. În această arătare la munte e diferit decât arătarea la mare. La mare Iisus i-a hrănit, l-a întrebat pe Petru despre iubire. Dar aici este mandatul după înviere. Ce trebuie să facă ei după înviere? Patru afirmații pe care Hristos le rostește după înviere la muntele din Galileea. Prima afirmație. Sunt patru afirmații totale, rețineți. Apare cuvântul tot, toate. Prima afirmație. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea. Deci Hristos are toată puterea să vi se fie. Este prima afirmație. A doua afirmație, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Din toate neamurile. Adică să aveți această perspectivă a tuturor neamurilor. Dumnezeu are răscumpărați din toate neamurile. Nu există etnie din care să n-aibă răscumpărați. Există răscumpărați. Uitați Afganistan. Nu este nicio biserică legală, dar sunt grupuri de credincioși care se întâlnesc în secret. Nici unde nu este permis o biserică, ultima biserică s-a închis în 1974. În rest, nu e voie. Dar totuși sunt grupuri de creștini. Deci Iisus are ucenici din toate neamurile. A treia afirmație, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Deci nu neglijați anumite învățături. Voi trebuie să învățați tot. Uneori ne place, învățătura să ne place, dar alta nu ne place. Voi trebuie să învățați pe acești ucenici tot. Și a patra afirmație, tot o afirmație totală, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În toate zilele. Așa se termină Matei, a patra afirmație. Și vreau să pun accentul în acest mesaj despre pe a patra afirmație a lui Iisus la Muntele Galilei după înviere. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Fiți atenți, toate zilele. Asta înseamnă luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Înseamnă zile bune, zile rele. Iisus nu este cu noi doar în zilele bune, Iisus este cu noi și în zilele rele, slăvit să fie. Tema mesajului meu scurt este despre zilele viitorului. Iisus vorbește de faptul că este cu noi toate zilele. Zilele viitorului. Oamenii sunt interesați de viitor. În urmă cu 20-30 de ani, era un viitorolog celebru. Sunt oameni de știință care se ocupă de studiul viitorului, se numesc viitorologi. Alvin Toffler s-a ocupat foarte mult de fenomenul cum va fi viitorul. Acum la modă este un alt specialist în viitor, Yuval Hariri, un evreu, homosexual și ateu. Cărțile lui au mare trecere în România, spală creierul la mulți. Și în viziunea acestui specialist în viitor, el zice: Dumnezeu nu există. Nu avem nevoie de Dumnezeu. Noi trebuie să ne construim un viitor fără Dumnezeu. Într-un cuvânt, viitorul pe care și-l imaginează Yuval Hariri este transumanismul. Vom avea cât mai multe chipuri, până la urmă mai multă tehnologie va fi în noi decât partea umană. Asta e viitorul. Nu există judecată, nu există Dumnezeu, nu există mântuire. E foarte mult la modă, e cel mai la modă specialist în viitor. Și atunci lumea merge după
o perspectivă greșită asupra viitorului. Noi știți de unde știm cum vor fi zilele viitorului din Sfânta Scriptură? De aici, aici. Noi ne luăm după Sfânta Scriptură. Și o să, scurtul meu mesaj, o să împart în trei părți. În prima parte, zilele viitorului, partea întunecată, partea întunecoasă. Perspectiva întunecoasă. Este o perspectivă întunecoasă despre viitor. Partea a doua, zile viitorului, perspectiva luminoasă. Este o perspectivă luminoasă. Și partea a treia, zile viitorului, siguranțele. Siguranțele credinciosului. Ce siguranțe avem noi privind zilele viitorului? Nu voi prezenta toate aspectele, doar câteva aspecte selective privind partea întunecoasă, partea întunecată. Spune Scriptura că vor fi zile de necaz. Matei 24 spune acele zile. Acele zile vor fi scurtate. Apare expresia acele zile. Vor fi, hai să și sublinez, în Matei 24 cu versetul 22, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-a scăpat, dar din pricina celor, zilele acelea vor fi scurtate. Apare expresia asta mai des. Vor fi zile de necaz. Și Marcu spune că vor fi zile cum n-au mai fost, de necaz. Deci un viitor cu o vreme de necaz cum n-a mai fost. Un alt aspect la zilele viitorului, perspectiva întunecată, vor fi zilele înșelăciunii. Vor veni Hristoși mincinoși, proroci mincinoși și vor căuta să înșele puțini pe mulți. Și pe cei aleși. Vor face semne și minuni. Zilele viitorului vor fi zile de înșelăciune. Tot primim comunicate de la Inspectoratul General al Poliției. Aveți grijă la înșelăciuni. Aveți grijă la telefoane din Yemen, din nu știu de unde, unde dacă sunați înapoi, pot intra în smartphone cu programe sau copieze conturile bancare. Aveți grijă, tot apar tot felul de înșelăciuni noi. Nici măcar nu ține poliția deja ritmul înșelăciunilor. Dar mai grav decât înșelăciunile materiale sunt înșelăciunile spirituale. Înșelăciuni. Apar înșelăciuni. Conferințe cu înșelăciuni. Un aspect creștin, de recent a fost o conferință undeva în țară, un aspect creștin, ci că de evangelizare. Mai evangelizare nu a fost. Ei merg pe teoria că nu există suferință, că nu trebuie suferință. Dacă ești pocăit, nu vei suferi. Să spune în evrei că Iisus a suferit, a învățat să asculte prin suferință. Prin multe necazuri intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Deci ideea asta că suferința, dacă ești pocăit, va fi eliminată din viața ta, e minciună. Și unii iubesc învățăturile astea, că par interesante, dar n-au bază biblică. Deci va fi o vreme de înșelăciune, va fi o vreme de războaie. Să nu uităm că din cele 5 țări vecine, în 3 au fost războaie. Moldova a fost război în anii 90. Iugoslavia a fost război. Acum în Ucraina, alt stat vecin. Numai în Ungaria și Bulgaria n-a fost. În rest, România a avut vecini cu războaie. Vor fi războaie, dar zice Biblia, nu vă înspăimântați! Așa spune Iisus, nu vă înspăimântați! Zilele viitorului vor fi zile de război. Nu vă înspăimântați! Tot mai multe popoare se tem de un război în Europa. Iisus zice, nu vă înspăimântați! Războiul va veni, chiar dacă nu va veni Europa, va veni în alte părți. Vor fi zile de cutremure, foamete și tulburări. Vor fi zile de judecăți nedrepte. Vă vor da pe mâna soboarelor. Vă vor da pe mâna guvernelor. Va fi folosită legislația, partea judiciară, ca să vă pună la punct. Vreau să amintesc cazul fostului ministru de interne din Finlanda. O doamnă luterană creștină a postat pe internet un singur verset biblic contra homosexualilor. Acum se discută cazul la Curtea Supremă, vor să o bage în pușcărie. A fost ministru de interne. Păi ne-ai ofensat, ne-ai ofensat! Recent, într-un liceu din România, au copiat Occidentul. La Berlin, 1000 de oameni s-au crezut câini. 1000 de oameni au lătrat ca și câini în patru labe. Acum, într-un liceu din România, câțiva elevi s-au crezut vulpi și au urcat scările în patru labe. Zice că n-ai voie să-i judeci, că nu. Libertatea, fiecare se crede ce vrea. Vor folosi legea,
Vor folosi mijloace, pârghiile justiției ca să te pună la punct. Judecăți nedrepte, așa spune Scriptura, vor fi zile de crimă. Se vor omâne. Părinții vor da la moarte pe copii, copii vor da la moarte pe părinți, așa spune Marcu 13. Vor fi zile de ură, tot Marcu 13 cu 13 spune că vă vor urâ. Va fi o ură mondială. Să știți că ura ne afectează sănătatea. Cel mai greu să reziști la ură. Cum evreii au fost înconjurați de ură de regimul nazist, tot așa creștinii în zilele viitorului vor fi înconjurați de ură. Ne vor pune la intoleranți, bigoți, fanatici. Pentru că nu suntem de acord cu aia 1000 de oameni, nu? Care au lătrat și s-au crezut câini. Nu să fim de acord niciodată. De ce îi ofensezi? Dragii mei, asta e partea întunecată la zilele viitorului. Ba spune în Efeseni 6, în ziua cea rea. Pavel vorbește de ziua cea rea. Ziua cea rea e pe drum. Nu știu, pentru tine poate va fi mâine, peste o săptămână. Noi trebuie să stăm în picioare în ziua cea rea. Dumnezeu să ne ajute. Asta e partea întunecată la zilele viitorului. Și mai prezint câteva aspecte și apoi trec la partea luminoasă. Vor fi zile de cataclisme cosmice, zile de ciumă și arătări înspăimântătoare, spune Luca 21:11. Ciumă. Păi nu pot uita, în perioada pandemiei, când venea mașina poliției și de megafoane striga, stați în casă, stați în casă, știi, și repetă. Sau, la anumite ore, cânta imnul național. De parcă ar fi fugit COVID-ul la imn, da, în fine. Nu putem uita vremurile astea. Vor fi vremuri de ciumă. Spune Luca, vor fi vremuri de ciumă. Zilele viitorului vor fi și zile de ciumă. Acum noi trebuie să ne înfricoșăm? Nu. Noi știm un singur lucru. Indiferent ce va veni, cu noi este Dumnezeu. În cuptorul de foc să fim, dragii mei, în cuptorul de foc. Noi nu ne închinăm nici atunci. Și dacă Dumnezeu nu ne scoate din cuptorul de foc, și dacă murim de ciumă, noi vom rămâne lângă Dumnezeu. Zilele viitorului nu trebuie să fie zile de groază pentru noi, ci trebuie să fie zile de vitejie. Zile de credință. Prin credință. Prin credință să înaintăm și în zilele rele. Vor fi zile de strâmtorare printre națiuni. Hai să vedem partea a doua. Zilele viitorului, partea, perspectiva luminoasă. În textul citit, în afirmația a patra, de la muntele Galei, unde s-a arătat Iisus, a zis, eu voi fi cu voi în toate zilele. Prezența asta lui Iisus. Să știi că Iisus e cu tine. În Psalmul 23 îi spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, tu ești cu mine. Adică nu singur. Știți care e diferența între credincios și necredincios? Toți trecem prin valea umbrei morții. Dar unii trecem singuri. Asta e diferența. Toți trecem singuri. Când am fost operat de apendicită la Spitalul Militar Central din București, nu mi-au făcut anestezie generală, doar parțială. Am auzit tot ce povestii medicii. Cum a fost pe la mare și... Am început să frezonez o cântare. S-a oprit din operație medicul. Bă, așa ceva n-am mai văzut. Știți ce cântam? Am bucurie că-i zorul. Toți trecem prin valea umbrei morții, sau dacă n-am trecut, vom trece. Diferența este cu cine ești. Ești singur sau ești cu cineva? Știți care e promisiunea? Eu voi fi cu tine. De treci prin valea morții, eu voi fi cu tine. Asta e diferența. Un alt aspect la perspectiva luminoasă. Vor fi zilele înviorării, spune în Fapte 3. Dacă ne pocăim, Dumnezeu va trimite vremuri de înviorare. Eu cred în vremurile de înviorare. Pot să vină într-o biserică, pot să vină într-un oraș, pot să vină într-o țară, pot să vină. Dar știți care e condiția? Dacă vă veți pocăi, vor veni, Dumnezeu vă dă vremuri de înviorare. Vremurile de înviorare nu vin prin exerciții magice, nu vin prin descântece, nu vin prin formule. Binecuvântarea de la locul X sau de la Y. Vin prin pocăință. Dacă este pocăință, ne pocăim de gândurile rele. Ne pocăim de faptele rele. Ne pocăim de vorbele rele. Și spunea fratele Liviu ăla, de pocăința pocăinților. Dacă există această pocăință, Dumnezeu dă vremuri de înviorare. Zilele viitorului vor fi zile de înviorare.
El, 2 cu 23, vorbește de ploaia târzie. Vreau puțin să comentez ce e ploaia târzie, timpurie și târzie. Ploaia timpurie este toamna, târzie este primăvara în Israel. Și Ioel profețește despre ploaia timpurie și târzie. De fapt, e simbolul lucrării Duhului Sfânt. Ploaia timpurie, ploaia cade perpendicular, toamna. La ploaia târzie, ploaia cade oblic, primăvară. E altă metodă. Noi credem, și mai ales în mișcarea pentecostală, este această perspectivă, că înainte de a reveni Domnul Iisus, va fi un val de trezire spirituală. Un val al ploii târzii. Înțelegeți? Ploaia târzie. Un val. Care Dumnezeu ne va cerceta. Și cred că zilele viitorul vor fi zile ale ploii târzii. Așa cum profețește El. O ploaie târzie, o lucrare deosebită a Duhului de pocăință și de atingere divină. Va fi ziua venirii Fiul Omului, cea mai măreață zi, în zilele viitorului. E o zi a sfințirii. În zilele viitorului, eu zicem că suntem zilele sfințirii. Cine e sfânt, spune în Apocalipsa, ce să facă? Să se sfințească. Adică, noi nu vedem doar perspectiva întunecată la zilele viitorului, noi vedem și perspectiva luminoasă la zilele viitorului. Viitorul este o împletitură de lumină și de întuneric. Se împletesc. Se contează foarte mult atingerea noastră. Vor fi zile de desăvârșire. În Efeseni 4 spune că Dumnezeu a rânduit slujitor în biserică pentru desăvârșirea sfinților. Zile viitorului să fie zile de desăvârșire a noastră. Care e scopul desăvârșirii? Să semănăm cu Iisus. Pavel spune, copilașii mei pentru care iară simt durerile nașterii până Hristos vă lua chip în voi. Deci Pavel nu dorea performanțe prietii senzaționale și nu știu cum. Pavel dorea Hristos să văd în voi, asta doresc. Cel mai mult vreau să văd pe Hristos în voi. Astea sunt zilele desăvârșirii. Zilele viitorului sunt și zile de bucurie. În Filipeni 4:4 ni se spune, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic bucurați-vă. Fiți atenți, totdeauna înseamnă și în zilele rele. Noi trebuie să învățăm să ne bucurăm totdeauna. Mă întristează că în bisericile pentecostale a pătruns sinuciderea. Ba, auzi, județul cu tare să sinuciți, fiindcă era în depresie. Încurajez oamenii care sunt în depresie să împărtășească starea lor cu alții. Că dacă ții în tine, nu împărtășești cu nimeni, e foarte important să împărtășești cu alții starea ta. Da, păi cum o să mă vadă, frate? Lasă cum o să te vadă. Dar nu ține în tine, împărtășește, caută oameni maturi care să postească, să roage pentru tine. Că mi-e rușine să zic, frate, nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine să zici că ești în depresie. Asta e primul pas. Al doilea pas. Zice, noi nu avem bucurie circumstanțială, noi avem o bucurie centrată în Domnul. Zice, bucurați-vă întotdeauna. Bucurați-vă că aveți numele scris în ceruri. Bucurați-vă în Domnul, iară zic bucurați-vă. Bucuria, zilele viitorului trebuie să fie zile de bucurie, bucurați-vă întotdeauna, zilele viitorului trebuie să fie de rugăciune, spune 1 Tesalonicen 5:17, rugați-vă neîncetat. În viitor va fi și ziua învierii. Noi rostim la groapă, nu? Spune 1 Tesalonicen 4, că morții vor învia. Nu moartea are ultimul cuvânt, ne-au murit cei dragi. La înviere ne vom întâlni cu ei dacă au fost credincioși. Nu moartea, nu degradarea. Ultimul cuvânt are învierea. Zilele viitorului includ ziua învierii. De aceea, vezi, dacă mă concentrez la partea luminoasă, la zilele viitorului, nu mai sunt doborât de mâhnire. Ce va fi și cum va fi. Și zilele viitorului includ ziua scaunului Harului. Și să mergem la partea a treia. La siguranțele credinciosului privind zilele viitorului. Eu ce siguranțe am în zilele viitorului? 4 siguranțe vreau să prezint. Prima siguranță, siguranța prezenței. Toate zilele voi fi cu voi, zice Iisus. Iisus a promis că în toate zilele e cu mine, nu sunt singur. E siguranța prezenței. Fie că am parte de zile rele sau de zile bune. Iisus a zis, voi fi cu tine. Te voi învăța ce să faci. Te scap din strâmtorare, intervin în viața ta. Slăvit să fie Domnul pentru asta. A doua siguranță este siguranța puterii. Apocalipsa 4 prezintă pe Dumnezeu stând pe tron. Pe mine foarte mult m-a încurajat în viață, în zilele rele, siguranța puterii. Dumnezeu meu este atotputernic.
dacă o vorbă spune, eu scap din strâmtorare. Dumnezeul meu e atotputernic. Dumnezeul meu poate interveni în orice situație. Slăvit să fie El. El stă pe tron. A treia siguranță este siguranța protecției. 1 Corinteni 10 cu 13. Vreau să sublinez asta, că poate mulți nu știu. Promite Dumnezeu că nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Adică, cenzurează ispitele și încercările. Dumnezeu cenzurează ispitele și încercările pentru cel credincios. Și dacă vine ispită peste puterea Lui, nu o permite. Dumnezeu permite orice ispită și încercare doar cât poți purta. Slăvit să fie El. Dar așa că nu putem spune, a, păi n-am mai putut purta. Păi înseamnă că nu-i contradicem Biblia. Cine știe dacă ar fi fost după diavolul, ce ispite ne-ar fi dat și ce încercări ne-ar fi dobărât. Dar este promisiunea protecției 1 Corinteni 10 cu 13. Nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre și pregătește și ieșirea. Să credem cuvântul acesta, această certitudine, această siguranță a protecției. Și ultima este siguranța părtășiei, în 2 Corinteni 13 cu 14, împărtășirea Sfântului Duh. Viitorul zilelor, zilele viitorului, pot fi zile de împărtășire cu Sfântul Duh. Sfântul Duh este cea mai importantă persoană pe pământ, are rațiune, emoție și voință și vrea să se împărtășească cu noi, coinonia, în greacă, împărtășirea Sfântului Duh. E extraordinar să-i părtășia Sfântului Duh în fiecare zi a vieții tale. Să căutăm prietenia cu Duhul Sfânt. Să căutăm umblarea cu Duhul Sfânt. Să avem împărtășirea Sfântului Duh. V-am prezentat în scurte cuvinte zilele viitorului. Parte întunecată, perspectivă întunecată, perspectivă luminoasă și apoi siguranțele. Vreau să închei cu acest gând. Noi nu știm ce va fi mâine. Cum spune cântarea? Dar știm că Dumnezeu. Doamne, nu știu ce va fi mâine, dar știu că nu sunt singur. Dar știu că Tu ești cu mine. Vor veni ciumă, cutremure, războaie, cataclisme, ură. De ură mă tem cel mai rău. Vor veni. Dar să ne uităm la partea luminoasă. Să fie zile de bucurie, de înviorare, de desăvârșire, de rugăciune. Ne bucurăm de ziua învierii, de ziua venirii lui Iisus. Avem aceste siguranțe. Această siguranță a prezenței lui Iisus cu noi. Această siguranță a puterii lui Dumnezeu care stă pe tron. Este cu noi această siguranță. Avem cu noi siguranța aceasta protecției. Că nu v-am gândit să fim ispitiți peste puterile noastre. Și avem această siguranță fantastică. Că avem numele scrise în ceruri. Această siguranță, cea mai înaltă siguranță, care ne dă bucurie. Această siguranță că putem împărtăși cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ridice capul la zilele viitorului. Dumnezeu să ne dea putere pentru zilele viitorului. Și Dumnezeu să facă să trecem de la tristețe, depresie, la această bucurie care este în Duhul Sfânt. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să lăudăm că El este pe tron. El ne vrea oameni dinăuntru, să fim ai Lui, să fim din interiorul Lui, oameni ca să fim alături de El. El vrea ca zilele viitorului să fie zile de biruință pentru noi. Cartea asta prezintă și partea întunecată a viitorului, dar și partea luminoasă. Să ne concentrăm la partea luminoasă. Și în același timp să mulțumim în această seară pentru bucuria de a sta în casa Lui. Să mulțumim pentru toate slujbele care au fost. Cor, fanfară, cântăreți, mesageri.